Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit! Azi avem un subiect extraordinar. Vorbim despre empatie. Și toată ideea asta cu empatie a venit în urma unui interviu pe care l-am avut cu o doamnă tare faină, o știți dumneavoastră, și o să o cunoașteți din nou, sau dacă n-ați mai văzut-o, o să o vedeți acum, în care vorbeam despre abilitățile care ne vor ajuta să facem față viitorului. Și printre abilități, sunt vreo 4 sau 5, cred, așa, era și empatia. Și mie nu mi-a venit să cred. Nu mi-am echipit niciodată că avem nevoie de empatie ca să trecem peste tot ce ne așteaptă în viitor. Și apoi, tot această doamnă, care nu este alta decât Adela Cristea, și mulțumesc tare mult că a venit în platoul televiziunii Arad, ne-a povestit despre o întâmplare povestită de cineva la un curs în care se relata cum reușește persoana respectivă, specialistă fiind în negociere, să empatizeze cu oameni extrem de dificili, criminali de război, teroriști și așa mai departe. Și lumea a fost extrem de contrariată după povestea acelei doamne, pentru că spuneau că e imposibil să empatizezi cu un asemenea om. Și femeia, doamna respectivă, a spus la un moment dat că empatia nu este tot una cu simpatia. Și a fost o idee foarte, foarte faină pe care am reținut-o și tocmai de asta mi-am propus să o reinvit pe Adela și să discutăm despre empatie. Adela a observat acest lucru. Sunt câteodată câteva teme care știu că sunt de interes general și atrag foarte multă lume și atunci mai postez câte o întrebare referitor la tema pe care urmează să o discutăm. Așa am făcut și în cazul empatiei și am postat pe Facebook această întrebare. Surpriza a fost neașteptată pentru mine. Au răspuns foarte repede o parte dintre cei pe care, care au fost pe fază în momentul acela. Și aș vrea, înainte să discutăm despre empatie, să îți citesc câteva postări de ale lor. Cineva spunea că empatia se manifestă prin acele persoane care în mod natural generează căldură sufletească, sunt amabile și, cel mai important, plin de compasiune cu cei din jurul lor. Deci aici se vorbește despre compasiune. Mai departe. Empatia înseamnă să poți vorbi cu o persoană câte în lună și în stele și să nu simți nevoia să o contrazici. Asta e o parte, cred că, adică e o calitate a empatiei. Așa? Apoi. Empatia este un fel de abilitate cu care te naști, prin care, vrei, nu vrei, simți toate emoțiile celor din jur. O să vorbim și despre asta. Empatia, ne naștem cu empatie sau o dezvoltăm în timp? Cineva a spus foarte scurt. Empatic înseamnă să fii om bun. Deci, empatie versus bunătate. Și apoi vine comentariul lui Edith Cadar, foarte, foarte fain, care a făcut o asociere la care nu mă așteptam, la care nu m-am gândit și care e foarte interesantă. Și ea spune așa. Empatia înseamnă să poți să înțelegi ce simte celălalt, de ce face ce face, pentru a-i putea rămâne alături fără să-l judeci spunând săracul, cum zici, din milă. Empatia te face să rămâi uman, pe când mila te face să te crezi un mic Dumnezeu. Când ți-e milă de cineva, te pui deasupra persoanei, bucurându-te că nu ești în locul ei. Când ești în empatie, ești la același nivel cu omul, cu suferința sau problema lui. Când ți-e milă, ajungi fără să ți se ceară și ajuți fără să ți se ceară și aștepți mulțumiri și recunoștință. Foarte fain. Când ai empatie, stai acolo și ajuți dacă ți se cere, fără a aștepta vreo recompensă sau ceva la schimb. Mila este cerută de oamenii care așteaptă ca alții să le repare viața. Frumos, în timp ce empatia poate fi dăruită de cei care au fost deja prin iadul prin care calcă omul acela în momentul acela. Când știi deja ce înseamnă suferința pentru că ai fost acolo și ai rezolvat-o, poți fi doar empatic. Când nu ai fost și nu ai trăit ce trăiesc alții, poți doar presupune și atunci ți-e milă. Empatia este octava superioară a umanității, foarte frumos spus, iar ca să o înțelegi și să nu o confuzi, e nevoie de mai multă muncă cu tine și cu orgoliul, vanitatea și ego-ul tău. Foarte frumos. Da. Mai sunt câteva comentarii pe care nu o să le citesc acum, din partea unor oameni care probabil că nu știu ce înseamnă empatia.
Atunci am zis, ok, hai să mă uit să văd care e definiția cea mai uzuală pe care o pot găsi și cred că e o definiție care apare în dicționarul explicativ al limbii române, care spune așa: empatia este capacitatea de a înțelege și de a simți emoțiile și gândurile unei persoane ca și cum le-am trăit noi. Din punctul tău de vedere, din experiența pe care o ai, Adela, ce înseamnă empatia și cât de importantă este? Da, în primul rând mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru provocarea acestei teme atât de frumoase, pentru că eu cred că empatia este, este o abilitate pe care va fi critică pentru lumea viitorului, așa cum spuneam și data trecută, și care din păcate nu e abordată în niciun mod în manuale, în sistemul nostru de educație, așa că eu cred că faci un lucru foarte important aducând astfel de teme în atenția publicului și încercând să-i ajutăm oameni să înțeleagă de fapt ce înseamnă aceste noțiuni și cum le putem dezvolta la noi înșine și mai ales cum o să ne ajute în viitor. Așa că revenind la întrebarea ta, ce înseamnă pentru mine empatia, sigur definiția pe care ai dat-o este rezumă pe scurt ce înseamnă empatia, e de fapt capacitatea noastră de a ne transpune în mintea, dar mai ales în sufletul celui de lângă noi, a înțelege exact ce simte într-un anumit moment, dar mai ales de ce simte asta, de ce îi se întâmplă anumite lucruri, cum le percepe, și a încerca să fim prezenți în acea realitate, în acel moment, fără a judeca. Este exact ce spunea și Edgar Cadar, de a ne înfrâna această nevoie de a fi critici și de a pune etichete atunci când nu suntem de acord cu ceea ce persoana de lângă noi crede sau simte. Deci, empatia înseamnă să înțelegem ce se întâmplă cu celălalt, fără neapărat să rezonăm cu ceea ce simte el, gândește el, care sunt percepțiile lui. Noi avem sistemul nostru de valori, care rămâne al nostru, iar omul respectiv îl are pe al lui. Trebuie să doar să-l respectăm și să-l înțelegem. Exact. Și aici mă întorc la acel lucru pe care l-ai spus mai devreme, la exemplu pe care îl dedusem eu data trecută, deci de diferență între empatie și simpatie. Noi empatizăm foarte puțin în societatea în care trăim. În lume cred că empatizăm mult mai puțin decât ar trebui, dar la noi în societatea românescă și mai mult. Asta vine și din sistemul nostru de educație și din, vremurile pe care le-am trăit înainte, unde exista teama aia de pedeapsă, teama de a fi judecat, teama de a nu greși, pentru că o să ai niște repercusiuni. Și atunci în aceste temeri pe care noi le-am dezvoltat, ne este teamă că atunci când ascultăm o persoană care are o opinie diferită de a noastră, dacă vom încerca cu adevărat să îi înțelegem perspectiva, dacă o să încercăm să ne apropiem suficient de mult de modul în care privește lumea persoana respectivă, va trebui automat să-i dăm dreptate. Și pentru că noi în mintea noastră probabil avem deja un răspuns la acea provocare sau avem deja o opinie care e diferită de a persoanei cu care comunicăm, ne temem să venim atât de aproape, ne dorim să rămânem în realitatea noastră și ne temem de acea, de acea situație în care ar trebui să spunem da, cred că lucrurile sunt așa cum spui tu sau înțeleg realitatea ta. Și asta vine din această neînțelegere a celor doi termeni, respectiv a faptului că empatia nu este simpatie, că a empatiza înseamnă să mă așez în pantofii celuilalt, să trăiesc lumea prin experiența lui, să înțeleg de ce simte el ce simte, chiar dacă e diferit de ceea ce simt sau cred eu, și am rezervat dreptul ca în continuare să-mi păstrez propriile opinii. Și sigur, în foarte multe cazuri, atunci când empatizăm cu ceilalți, ajungem să și simpatizăm cu ei, ajungem să înțelegem perspectiva lor și chiar să fim de acord cu ei, dar sunt foarte multe cazuri în care nu vom simpatiza niciodată cu cel cu care empatizăm, pentru că avem valori diferite, pentru că avem o experiență de viață în spate diferită, care ne va dicta o atitudine diferită față de lume și viață, dar în același timp vom avea puterea să facem asta fără a-l judeca, înțelegând de ce simte sau crede la asta. Și aș vrea să dau două exemple, unul din ele l-am dat data trecută, dar aș vrea să merg un pas mai departe. Exact această poveste a doamnei, pe care am văzut-o la o conferință și care explicase această diferență fundamentală între empatie și simpatie și care se ocupa de negocieri cu teroriști și cu criminali de război. Iar exemplul, pe care l-am dat și data trecută era momentul în care ea spunea ca să ajut o astfel de persoană, să-i reduc potențialul conflictual, să-l fac să devină mai cooperant, eu trebuie să intru în lumea lui, trebuie să intru în realitatea lui, trebuie să simt lumea în felul în care o simte el
Și trebuie să empatizez, să-i cunosc familia, să-i cunosc trecutul și să empatizez cu el. Și ăla a fost momentul în care cineva s-a revoltat și a spus, dar cum să empatizez cu un criminal? Și, mă rog, răspunsul ei fiind atunci, pentru că empatia nu este simpatie, și pentru că spunea, mi este foarte ușor să judec un om și să spun, a, eu nu aș face asta niciodată, în contextul în care eu n-am fost în situația acelei persoane. Sau în contextul în care eu nu știu ce i-a declanșat acelei persoane acel tip de comportament. Iar, mă rog, povestea acelui, mă rog, unui băiat pe care, de care ea se ocupase ani de zile în al consilia, unul din șefii unei grupări din extremiste din Belfast, care era un băiat obișnuit, care la 17 ani a ieșit într-o seară în oraș împreună cu fratele lui de 19 ani, n-aveau nicio legătură cu terorismul, erau niște tineri obișnuiți, au fost opriți de o grupare teroristă, mă rog, care erau în căutarea unor oponenți prin oraș. Respectiv au crezut că acești doi tineri sunt partea unei bande rivale, i-au interogat, ei au spus că nu sunt, mă rog, iar în final au început să-l bată pe fratele mai mare și l-au ucis în bătaie în fața fratelui mai mic. Moment în care copilul s-a radicalizat, s-a înscris într-o grupare opusă, teroristă, și a devenit foarte rapid liderul acelei grupări, pentru că era un tânăr foarte talentat și inteligent, cu abilități de leadership. Iar asta, sigur, l-a făcut vinovat de o parte din crimele astea. Ea spunea, și eu sunt foarte de acord cu asta, ne este foarte ușor să judecăm ce a făcut, dar ar fi foarte greu să înțelegem ce a simțit el în momentul în care fratele lui mai mare, protectorul lui, era omorât în fața lui. Și ar fi foarte ușor să spunem, sigur, e îngrozitor, dar eu n-aș face lucrul ăsta niciodată. Și eu cred că n-aș face lucrul ăsta niciodată. Dar... în multe situații, oricare dintre noi, sau nu, poate nu în multe situații, dar sunt situații în care oricare dintre noi și-ar putea manifesta un potențial agresiv pe care în momentul în care nu suntem puși într-un context extrem, nu ni l-am putea imagina la noi înșine. Și eu am dat, cred, un exemplu chiar la un curs la care ne-am întâlnit, despre, și chiar aș vrea să facem testul ăsta cu telespectatorii noștri, okay. Să-i provocăm. E o poveste reală, e o poveste întâmplată în Anglia, în anii 80, un copil care, pentru că povestea asta ne ajută să vedem cât de ușor punem etichete pe lucruri grave pe care nu le-am trăit niciodată și în care poate am fi reacționat la fel dacă am fi fost puși în aceeași situație. Deci e vorba un caz unui băiețel de 8 ani care a fost răpit de cineva care a cerut o recompensă. Știm că majoritatea oamenilor care fac astfel de gesturi nu sunt psihopați. Sunt oameni care o fac de multe ori cu un interes sau dintr-un anumit tip de pornire. Acest individ care a răpise pe copil vrea o recompensă în bani. Familia a fost de acord să plătească recompensa, au stabilit locul în care se va face schimbul copilului contra bani și dar familia a anunțat și poliția. La momentul în care s-a întâmplat sau trebuia să se întâmple schimbul, acest individ a venit, a luat banii, dar nu venise cu copilul, a încercat să dispară, familia a activat poliția și acest individ a fost capturat. În momentul în care a fost capturat, el a spus că copilul e îngropat de viu, undeva trăiește, și că el e singurul care știe unde se află copilul, așa că dacă îi se va da drumul, copilul va trăi, dacă nu, nu. Dar e un caz real, a fost chiar mediatizat mult în Marea Britanie la momentul respectiv. A început o cursă contra cronometru între anchetator și acest individ pentru a obține informația. Anchetatorul a făcut tot ce știa el, a folosit toate pârghile psihologice pentru a obține informația. N-a reușit, la un moment dat l-a agresat și fizic pe acest individ și într-un final au aflat unde e copilul. Au mers acolo, din păcate copilul nu mai trăia și, mă rog, din cercetările ulterioare s-a demonstrat că acest individ îl omorâse chiar înainte. Dar se folosise de acest tertip pentru a încerca să se salveze. În momentul în care în mass media britanică a început o întreagă luptă de opinii, pentru că acest individ, criminalul, a fost capturat și a fost... în timpul anchetei, el a depus o plângere împotriva polițistului care l-a închetat, spunând că acesta a folosit agresiunea. Mass media a preluat informația și taberele s-au polarizat. Unii oameni spuneau a făcut foarte bine, trebuia să-l agreseze, adică trebuia să afle informația să salveze copilul. Alții spuneau, niciodată nu ai voie, dacă ești polițist, să lovești un om,
pentru că unde punem granița, adică în ce situații ar avea voie și în ce situații nu. Și, mă rog, la acest eveniment, la această conferință unde eram, cea care ne-a povestit această întâmplare, ne-a propus să facem un test și îl propun și eu telespectatorilor noștri, chiar dacă nu sunt în fața noastră să-i vedem, dar pot să-l facă pentru ei înșiși. Dacă acel copil ar fi fost copilul vostru, puneți-vă întrebarea, ați fi folosit inclusiv forța fizică împotriva acelui om? Ați fi agresat ca să obțineți o informație vitală despre copilul vostru? Nu suntem acolo să vedem ce spun telespectatorii noștri, dar eu am pus întrebarea asta în câteva locuri și majoritatea oamenilor au spus da, aș fi făcut orice. A doua întrebare e dacă ați fost polițistul de viața căruia depindea salvarea acelui copil. Ați fi luat în considerare să folosiți inclusiv forța fizică pentru a obține informația? Și din nou nu există un răspuns corect aici, dar mare parte din oameni spun da, ca să salvezi un copil poți să folosești și agresiunea împotriva unui nemernic care a pus viața în pericol. Ce ne arată exercițiul ăsta? Ne arată că noi care tindem așa la o primă privire și în vremuri de liniște și pace, să spunem, eu nu aș agresa niciodată pe nimeni, conștientizăm că dacă viața propriului nostru copil ar fi în pericol, iar cel, mă rog, care o pune în pericol e un agresor, un infractor, un om fără valori, fără principii, am fi capabil să-l agresăm și am fi capabil poate chiar de o agresiune extremă. Asta înseamnă, de fapt, empatie. Să înțeleg de ce face un om un anumit lucru. Și mai departe, îmi rezerv dreptul de a fi sau nu de acord, de a simpatiza sau nu. Dacă simt că da, și eu cred că aș fi făcut la fel, asta înseamnă că deja am simpatizat cu situația respectivă, bună sau rea. Dacă aș spune n-aș face niciodată asta, dar îl înțeleg. Înțeleg ce l-a determinat pe el. Acum înțeleg ce l-a făcut pe el să fie agresiv și poate eu n-aș fi fost, dar cel puțin înțeleg durerea lui, înțeleg angoasa lui, înțeleg panica lui, înțeleg situația extremă în care, emoțională în care el s-a aflat și nu o să-i pun o etichetă, ci o să încerc cel puțin să-l sprijin să depășească acel moment. Cam despre asta e vorba, în a înțelege foarte bine, de fapt, diferența între empatie și simpatie, respectiv în a înțelege de ce atât de important să empatizăm cu cei din jurul nostru. Pentru că dacă ne uităm la societatea în care trăim, pune extrem de ușor etichete. Suntem extrem de, americanii au această expresie judgmental, cu tendințe de a judeca, i-am putea spune în română, că nu cred că avem un sinonim perfect pentru asta. Avem o tendință gravă, chiar aș spune, de a eticheta tot ceea ce este neconform cu lucrurile pe care noi le-am fi făcut, cu ideile pe care noi le avem. Și vedem polarizarea asta în societate, inclusiv la nivel politic. Nici măcar nu ascultăm opiniile celorlalți, nu ne punem întrebări. Poate sunt oameni din categorii sociale diferite de a noastră. Poate experiența lor de viață este diferită. Dacă aș sta 5 minute în pantofii lui, măcar să înțeleg felul în care el privește lumea. Să înțeleg de ce el are această opinie, de ce el are această opțiune. Pentru că după aceea să-mi rezerv dreptul să spun, dar eu în continuare cred că greșești. Sau s-ar putea să am o surpriză să spun, dacă aș fi în situația ta, cred că aș simți la fel. Și atunci, faptul că eu am altă opinie nu se datorează faptului că eu sunt bun și tu ești rău, ci faptului că eu am poate sunt într-un alt punct în viață, într-un alt moment sau într-un alt standard care îmi dă posibilitatea, îmi dă șansa să văd lucrurile altfel sau să fac alte opțiuni, dar tu, în situația în care te afli, probabil nu ai o altă opțiune sau alegerea ta este justificată raportată la nevoile și așteptările tale. Și dacă am face acest exercițiu mai des, dacă am încerca doar să-i ascultăm mai mult pe ceilalți și să vedem lumea prin ochelarii lor, prin lentilele lor, șansele ca conflictele din jurul nostru să se reducă și să crească potențialul nostru de colaborare și de acceptare ar fi extrem de mari. Eu cred că oamenii empatici sunt foarte curioși. Curioși de natura umană. Uh-huh. Și atunci chiar le place să discute cu diverse persoane, să încerce să se pună în pielea lor, să vadă cam ce se întâmplă. Și cred că empatizează mai ușor. Ne naștem empatici? Mă bucur că ai readus întrebarea asta. Chiar mă gândisem la ea în timp ce citeai acele comentarii. Da,
fiecare dintre noi se naște cu empatie, doar că nivelul de empatie este diferit la oameni diferiți. Dar ce e foarte important legat de empatie e că empatia este una din componentele inteligenței emoționale, iar empatia este o abilitate pe care o putem dezvolta în toată viața noastră. Asta e vestea bună. Chiar dacă ne naștem cu un nivel diferit de empatie, chiar dacă unii oameni sunt în mod natural mai empatici, o vedem chiar la copii. Sunt copii care, nu știu, se joacă și la un moment dat văd că un copil e supărat că n-are o anumită jucărie, se duc și întind jucăria lor. Sau copii care încearcă să-și impună propriul lor punct de vedere cu orice preț. Lucrurile astea în timp le putem schimba, și pentru că empatia o putem dezvolta în momentul în care conștientizăm cât este de importantă și cât de mult ne ajută, ne poate ajuta în a construi relații eficiente și la locul de muncă și în relațiile noastre personale de acasă, în relațiile cu proprii copii pe care încercăm să-i creștem ca oameni mai buni. În momentul în care conștientizăm asta, putem lucra și empatia poate fi dezvoltată până în ultima clipă a vieții. Nu e niciun moment în care se epuizează capacitatea noastră de învățare. O altă întrebare era la ce vârstă devenim empatici, dar uite că ai și răspuns deja. Eu cred că aici intervin și părinții, ca să le dezvolte latura empatică a micuților. Da, și eu cred că noi ca părinți de multe ori, nu doar că nu dezvoltăm această latură, eu cred că de multe ori o suprimăm. Pentru că avem tendința asta de a le spune copiilor ce credem noi într-un mod foarte imperativ. Avem această nevoie de a ne impune opiniile în fața propriilor copii. Ori asta nu e un exemplu de ascultare și apropiere și punere în pantofii celuilalt. Și atunci de multe ori contribuim la dezvoltarea copiilor noștri într-un mod în care ei la rândul lor refuză să asculte, să înțeleagă, să experimenteze lumea prin lentile diferite. E foarte ușor să-l cataloghezi pe un copil, să-l critici, să spui eu sunt mai mare ca tine, am trecut prin mai multe, deci știu mai bine, doar că ei au propria lor realitate, iar nouă ne este greu ca adulți să ne mai punem în pantofi de copil, ne strâng pantofii de copil, suntem obișnuiți cu pantofi un pic mai mari. În schimb, dacă am face mai des exercițiul ăsta, atunci când ne contrazicem cu propriul nostru copil, pentru că el are o altă opinie, și am încercat să vedem cum vede el lumea, ce simte el, de ce crede lucrurile pe care le crede în momentul respectiv, o să descoperim că în unele cazuri sunt pur și simplu tipare de generație, ei au un alt mediu în care funcționează, au alte provocări decât noi. Și menținându-ne chiar dreptul să rămânem la propria noastră opinie, simplu fapt că încercăm să venim în acea realitate, să o înțelegem și să încurajăm să fie ei înșiși și să se exprime, dar mai mult, exprimându-le constructiv punctul nostru de vedere și ajutăm să empatizeze și ei cu modul nostru de a vedea lumea. Eu am de multe ori discuții cu copiii mei pe lucruri pe care le vedem diferit și fac efortul ăsta să înțeleg și să accept perspectiva lor. În același timp încerc să le explic de fiecare dată de ce noi, generația mea, vedem acea problemă într-un mod diferit și cred că de multe ori ajungem la un punct de vedere comun, dar sunt și lucruri la care am rămas pe poziții diferite, dar fiecare dintre noi știe că în relația cu cei din cealaltă generație ar trebui să aibă un alt tip de comportament. Adică reușim să empatizăm cu aceste... Dacă nu există diferite. O relație de comunicare, așa cum ai relatat-o tu acum, crezi că copiii sesizează, simt empatia pe care părinților o transmit celorlalți din jur și o învață luându-o ca exemplu? Categoric. Chiar am citit studii legate de asta. Mulți dintre adulții care au probleme emoționale și probleme legate de empatie le au ca și tare din propria copilărie. Atunci când copilul n-a simțit foarte multă căldură, foarte multă afecțiune, atunci când a lipsit empatia, adică n-a fost înțeles de părinți, i s-a retezat orice lucru pe care îl credea, n-a fost încurajat să-și exprime emoțiile, a fost tratat cu agresivitate, copilul respectiv va empatiza mult mai puțin ca adult, îi va fi mult mai greu să accepte opinii diferite, pentru că din copilărie îi se instaurează nevoia asta de a avea dreptate și de a domina și va fi o tară puternică pentru el ca adult, care cred că îl va impacta în toate tipurile de relații pe care le are, fie că vorbim de job. Apropo de familie și de empatie, citeam undeva că o familie în care lipsește empatia este un abuz ce durează o viață. Da. Asta este exact ce ai spus tu, dar cu alte cuvinte. Da, e foarte... Apropo de relații, vedem lipsa asta de empatie și problemele pe care le generează în toate tipurile de relații. Eu lucrez mult cu organizații. Văd asta foarte mult în mediul profesional.
lideri care încearcă să-i schimbe pe oamenii din echipele lor după chipul și asemănarea lor. Chestii care impactează foarte negativ pe oameni, pentru că fiecare are propria lui personalitate, fiecare are propriile lui talente, propriile puncte forte, iar, mă rog, lucru sau rețeta corectă pentru un bun lider ar fi să încerce să înțeleagă aceste particularități ale oamenilor și să încerce să lucreze cu ei, punându-le în evidență potențialul, nu transformându-i pe toți după propriul lui, să zicem, calapod. Pentru că ce se întâmplă în organizații, liderii se schimbă, 3-4 ani vine un altul cu altă tipologie și vieții oameni din echipă din nou sunt mutilați, am putea spune, de încercarea liderului de a-i schimba într-un alt fel. E o nevoie foarte, foarte mare la foarte mulți oameni de a crea niște structuri foarte omogene în care toți gândim la fel, toți acționăm la fel, iar dacă tu acționezi sau gândești altfel decât mine, să-ți pun o etichetă. Ori, dacă încercăm măcar puțin să practicăm empatia în organizații, asta ne-ar ajuta ca lider, de exemplu, să înțelegem de ce colegii din echipele noastre gândesc altfel, de ce o generație care vine din urmă e diferită de a noastră și în loc să-i judecăm, în loc să încercăm să-i schimbăm după tiparul nostru, să-i acceptăm și să încercăm să-i ghidăm ca ei să-și atingă potențialul în felul în care sunt ei construiți. Din păcate, nu se întâmplă foarte des. O vedem și în relațiile din familie, în relațiile personale, cupluri în care unul din cei doi sau chiar amândoi încearcă să-l schimbe pe celălalt după chipul și asemănarea lui. Asta generează o frustrare reciprocă, pentru că e foarte greu să schimbi un om. Îl frustrează și pe cel asupra căruia se manifestă acea agresiune, dar și pe cel care încearcă, pentru că în final nu reușește sau nu reușește suficient. Și astea sunt de multe ori traume pe care oamenii le duc cu ei toată viața sau ajung să se despartă pentru că nu reușesc să se schimbe unii pe alții când scopul unei relații de orice tip, profesională sau personală, nu ar trebui să fie asta. Nu trebuie să schimbăm pe ceilalți. Trebuie să încercăm să înțelegem și să ne construim colaborarea, indiferent că e la job sau acasă, bazându-ne pe lucrurile pe care le avem în comun, nu luptându-ne pentru lucrurile care ne fac diferit. Dar asta presupune un pic de efort din partea ori a unui lider, ori a unui cuplu, de cunoaștere. Și lumea, în general, nu prea are chef să mai facă eforturi. Dacă se poate să rezolve foarte simplu și empatia, așa cum le rezolvă pe altele, ar fi minunat. Dar uite că lipsa empatiei generează într-adevăr conflicte, conflicte serioase. Poate că de-aia și rata divorțurilor acum este destul de mare. Da. Depășește chiar rata căsătorilor, cred. Da. Și atunci, tocmai pentru că nu reușesc să găsească un element comun și să se cunoască unul pe celălalt. Exact, să înțeleagă de ce, revenind la povestea cu criminalul, să înțeleagă de ce face omul respect, de ce face celălalt lucrurile pe care le face, cum e el construit, la ce resorturi emoționale rezonează, cum vede lumea și cum se integrează el în lume, care sunt lucrurile care îl fac până la urmă fericit și mulțumit. Și dacă încerci să vezi această perspectivă și chiar nu trebuie să o aplici la tine, eu chiar cred că oamenii trebuie să-și păstreze identitatea și în mediul profesional și în relații, trebuie să rămână ei înșiși, dar în același timp să nu eticheteze comportamentele și atitudinile celorlalți ca fiind not ok doar pentru că nu rezonează cu ceea ce crede sau ar face el sau ea, ci să încerce să înțeleagă și să accepte că celălalt e construit altfel, că are alte lucruri care îl fac fericit, că are alte lucruri care îl motivează și să încurajeze chiar, mă rog, aceste lucruri care te fac până la urmă să te bucuri de fiecare zi în loc să îi genereze frustrare și, mă rog, să-l agreseze. Cineva spunea că își cunoaște atât de bine partenerul încât știe pe ce buton să apese atunci când dorește ceva, mă rog, dorește altceva de la cel de lângă el. Și asta e foarte important. Sigur. E plastic spus. Da, apăs un buton și se rezolvă. Da, dar dacă știi ce buton să apeși și în ce moment. Da, exact. Să înțelegi care e de fapt punctul care determină, nu știu, o schimbare de comportament. Aici aș mai vrea să spun un lucru care se leagă cu ce am discutat noi mai înainte, inclusiv cu această abilitate a noastră de a ne dezvolta sau a lucra la empatie. Empatia are două componente, două subcomponente, componenta cognitivă și componenta afectivă. Și am citit și legat de asta câteva lucruri interesante. Empatia cognitivă e, să zicem, prima bucată a empatiei. Capacitatea mea să înțeleg exact cum simți tu și ce simți tu. Partea a doua, asta este empatia cognitivă. Partea a doua, empatia
afectivă este abilitatea mea de a și reacționa corespunzător. Adică am înțeles ce simți și reacționez corespunzător, constructiv, aș spune. O să dau un exemplu de unde e diferența și de ce cea mai importantă parte a empatiei este asta afectivă. Se spune, și mă rog, chiar au existat cazuri de persoane malefice, criminali în serie, care aveau o empatie cognitivă foarte, foarte bună, dar nu și afectivă. Ted Bundy, de exemplu, faimosul criminal în serie, era un tip foarte șarmant, era un tip foarte plăcut. E suficient să vedem poze cu el, să vedem că era o persoană atrăgătoare și care a reușit, mă rog, pe parcursul vieții lui să ucidă peste 30 de femei. Nu le-a ucis pândindu-le la un colț de stradă unde ele nu-l vedeau, ci apropiindu-se de ele. Le fermeca chiar. El, spun studii, că avea o empatie cognitivă foarte puternică. Avea această capacitate să simte exact ce simți tu, ce gândești. Și asta l-a ajutat, de fapt, să genereze acea apropiere. Dar nu avea a doua parte, cea mai importantă a empatiei, cea de a și alege reacția corectă. Adică nu să folosesc faptul că te înțeleg pentru a te manipula sau pentru a obține ceva în avantajul meu, pentru a-ți face rău, ci reușesc să-ți înțeleg ce simți, iar reacția mea este una de sprijin, de suport, de a-ți fi alături. Iar cazul opus, și asta chiar am luat dintr-un studiu pe care l-am citit la catedra de psihiatrie a unei universități din Anglia, cazul opus sunt copiii autiști. Ei au o empatie cognitivă redusă. Le este greu să interpreteze reacțiile și ce simțim noi, deci le este mult mai greu decât oamenilor care nu sunt autiști să ne înțeleagă, reacțiile și sentimentele. În schimb, au o empatie afectivă destul de mare. Atunci când iar faptul că ei, motivul din cauza că nu au o empatie cognitivă puternică, ei simt asta, simt că ei nu înțeleg lumea și tind să se închidă în ei. În schimb, cu oamenii cu care reușești să construiască o relație, dacă un copil autist vede că ești supărat, că plângi, că ți este rău, începe să plângă și el. Adică el reușește să trăiască acele stări în momentul în care trece de bariera cognitivă. Și practic sunt două exemple, să zicem, în extremă. Cineva care are empatie cognitivă, dar face rău prin asta, pentru că reușește să citească sentimentele celorlalți foarte bine, dar se folosește în sens negativ de el. Și cineva care are o empatie cognitivă scăzută, are dificultăți, dar, de fapt, dacă reușește să identifice natura reală a sentimentelor, rezonează puternic cu ele și mă rog, să trăiască aceleași stări. Foarte interesant. Foarte interesant. Deci, empatia cognitivă ajută foarte mult la manipulare. Da. Și asta nu e chiar nu ok, da. E partea negativă, că eu vreau să te întreb și de părțile negative a empatiei, de parcă îmi citești gândurile și tot îmi răspuns la întrebările pe care eu mi le-am propus să ți le adresez. Dar e foarte bine. Există o limită, adică, pe care trebuie să o impunem. Oricât de mult am vrea noi să empatizăm și chiar reușim, există acea lecție a lui nu. Uh-huh. Empatici fiind, reușind să comunicăm cu cel din jurul nostru, reușind să înțelegem ce se întâmplă cu el, care e momentul în care spunem nu? Uh-huh. Sigur, nu cred că există un răspuns standard aici care a rezolvat toate tipurile de situații. Pe de o parte, nu cred că putem empatiza la infinit cu toată lumea. Ar fi un consum, pentru că empatia ne consumă, ne face să trăim și să simțim ce simt ceilalți și uneori ne încarcă atât de mult și dacă oamenii din jurul nostru cu care încercăm să empatizăm suferă, chestia asta ne generează, dacă empatizăm afectiv, chestia asta ne impactează și pe noi. Nu putem să fim nepăsători la suferință atunci când empatizăm. Și atunci trebuie pe de o parte să ne construim o mică barieră care să ne permită nouă să putem funcționa normal. Și asta vedem de multe ori în spitale sau în instituții unde majoritatea oamenilor sunt în suferință. Medicii trebuie să empatizeze, dar în același timp trebuie să aibă o barieră în nivelul de empatie care să le permită să nu ducă toate problemele alea cu ei acasă și să le impacteze propria viață. Adică trebuie să poată trăi cu toată suferința din jurul lor, rămânând în același timp emoționali integri, să zicem. Deci este un tip de barieră pe care trebuie să o construim. Atunci când simțim că ne impactează foarte mult
suferința din jur, problemele din jur, trebuie să știm să rămânem mai din nou sau să ne întoarcem din nou în pantofii noștri. Iar un alt moment în care cred că ar trebui să spunem nu empatiei și cu siguranță să nu simpatizăm, sunt situații de oameni care, nu știu, suferă din diverse motive sau probleme, dar nu fac nimic la rândul lor să încerce să rezolve lucrurile și uneori, hai să zicem, își plâng de milă sau își caută, eu știu, suport de la oameni care să-i compătimească și revenim la milă și la compasiune, tocmai pentru a rămâne în starea respectivă. Alea sunt iarăși momente în care trebuie să știm să spunem nu, pentru că, ok, empatizez cu astfel de persoane, dar dacă vreau să ajut, rolul meu de acolo să o și ghidez spre niște soluții, nu doar să stăm, ne ținem de mână, plângem împreună și eu văd că tu ai putea să găsești un mod de ieșire din acea situație, dar nu ești suficient de motivat să o faci. Până la urmă, empatie înseamnă și un pic de responsabilitate în cum tratăm problemele celorlalți. Să revenim la postările prietenilor mei. Empatia sau în empatie, în toată abilitatea asta în empatie, și are loc compasiunea, mila, bunătatea? Da, cu siguranță și are loc compasiunea și bunătatea. Adică atunci când o persoană suferă, e absolut uman să simți compasiune, să regreți asta. Mi-a plăcut mult, nu m-am gândit la această distinție între empatie și milă pe care mă rog, ai descris-o din comentariul lui Edith Cadar, dar mi se pare foarte, foarte corectă. Pentru că tindem să considerăm mila un lucru bun, dar în același timp creează această distanță. Dacă este milă de tine, eu de fapt mă poziționez undeva mai sus. Și, da, nu mi-am pus problema din perspectiva asta, dar cred că e un punct de vedere foarte valid. Să rămânem undeva într-o zonă de compasiune, dar nu, mă rog, nu neapărat milă nepoziționându-ne noi ca cei. Pentru că nu știm, până la urmă revin la exemplul ăsta, nu știm cum am fi fost noi în situația respectivă. Nu știm cum am fi reacționat noi și atunci am fi milă presupune și că eu consider că mie nu mi s-ar putea întâmpla sau eu aș fi gestionat situația respectivă diferit. Crezi că de aici, din empatie, vine și acea vorbă a românilor? Ce ai face în locul meu? Da. E, până la urmă, o provocare la empatie. Da. Încearcă să te așezi în pantofii mei, pentru că e ușor să-mi dai sfaturi atâta timp cât tu nu ai problema pe care o am eu, dar dacă ai încercat să te gândești cum ar fi viața ta în acel context, poate ai reușit să-mi dai un sfat mai bun decât privind lucrurile din exterior. Apropo de ce ziceam noi, te întrebam eu dacă te naște empatic sau nu, da, sau ne naștem empatici sau nu. Cineva spunea că creierul este în mod natural empatic, datorită acelor neuroni oglindă. Da, aici cred că discuția mai complexă, poate nu sunt persoana cea mai potrivită să intru în ea, deși am citit foarte mult pe tema asta. Mă rog, empatia se naște undeva la structura de bază a creierului, în zona amigdalei, și e unul din motivele pentru care, hai să dau un exemplu. Deci creierul omenesc se formează după ce copilul se naște în niște etape. Partea din spate, de la baza creierului, primele straturi, să zicem, ale creierului, sunt cele responsabile cu emoțiile noastre, inclusiv empatia. Din cauza asta, emoțiile, în foarte multe cazuri, sunt mai puternice decât rațiunea. Pentru că ele sunt într-o structură a creierului la bază, înaintea laturii cognitive. Și cel mai bun exemplu îl putem da acela unui nou născut, care nu vorbește, nu poate să facă raționamente logice, da, creierul lui nu e dezvoltat la acel nivel, dar o simte pe mama lui, râde atunci când mama lui, eu știu, îi zâmbește sau când plânge și în momentul în care aude vocea mamei se liniștește, o simte atunci când ea-l ia în brațe. Adică toate lucrurile care sunt legate de bagajul emoțional al copilului sunt deja prezente. De la primele zile de viață, din primele luni de viață, cu mult înainte de a se naște partea, eu știu, sau de a se forma partea cognitivă a creierului. Asta teoretic ne ajută sau ar trebui să fie un lucru bun, că înseamnă că avem empatie din naștere și ar trebui doar să o dezvoltăm. În unele situații ne și încurcă puțin, pentru că nu știm întotdeauna să gestionăm corect. Și faptul că emoțiile sunt undeva mai puternice decât intelectul, în multe cazuri ne determină să luăm ceea ce numim decizii raționale, că emoția e mai puternică decât rațiunea.
Sunt și situații în care asta ne salvează. Un exemplu pe care chiar mi se pare edificator. Ești la semafor, în mașină. Aștepți să facă verde. Tu știi, rațional, știi de la școala de șoferi că verde înseamnă liber, roșu înseamnă stai. Și mintea ta, creierul, va da aceste impulsuri. Mă uit, este roșu, rămân cu mașina pe loc, în momentul în care o să facă verde, eu o să pornesc. Și în momentul în care se face verde, o bătrânică sare pe trecerea de pietoni în fața ta. Ce vei face tu în prima secundă va fi să lovești pedala de frână cu piciorul și să frânezi. Creierul, rațiunea ta, ți-a spus că este verde, că trebuie să mergi. Te-a primit două semnale contradictorii în același moment, da? Cognitiv, că este liber, emoțional, stop, pentru că aș putea să fac rău unui om. Deci iată că emoțiile sunt mai puternice decât rațiunea, mai ales în momente de criză, întotdeauna preiau controlul și asta este genul de situație în care ne ajută, dar sigur, în alte situații de conflict, de război, de multe ori, sau situații de agresiune și de ceartă, când oamenii se ceartă, de cele mai multe ori emoțiile primează rațiunii și dacă nu reușim să ne gestionăm partea emoțională cu rațiune, ajungem să facem foarte mult rău celor din jurul nostru. Sunt femeile mai empatice decât bărbații? Ce se zici? Spune că da. Și am senzația asta, dar... Da. Cred că ai întâlnit și cazuri de bărbați empatici. Da, și am întâlnit și cazuri de femei complet neempatice. Mă rog, faptul că femeile prin natura lor sunt mai apropiate de familie, de creșterea copiilor, cred că le ajută să rămână ancorați într-o empatie puțin mai puternică decât a partenerilor noștri de viață, bărbații, care, la care zona rațională se dezvoltă mai mult. Asta și pentru că istoric vorbind, nu? Bărbatul era cel care trebuia să lupte, să obțină hrană, să se ocupe de lucrurile practice ale familiei și atunci nu avea atât de mult timp pentru emoții, în timp ce femeia era cea care stătea mai mult pe lângă casă. Chiar dacă societatea s-a schimbat, astea sunt lucruri care au rămas ancorate în gena noastră. Mi-aminteam în timp ce vorbeam, mi-am amintit un lucru care e tot legat de empatie și de ce reușim sau nu reușim să fim empatici. Auzisem la un moment dat pe cineva spunând asta, deci nu mi-aparține ideea, dar mi-a plăcut foarte mult, e că una din piedicile empatiei, unul din motivele pentru care nu reușim să empatizăm foarte mult cu ceilalți este că nu reușim să empatizăm foarte mult cu noi înșine. În foarte multe situații suntem foarte critici noi la adresa noastră. Suntem supărați noi pe felul nostru de a fi sau pe lucrurile pe care le facem. Suntem noi în dezacord cu noi înșine. Iar atâta timp cât nu reușești să fii ok cu tine, cât nu reușești să empatizezi cu tine însuți, va fi foarte greu să poți să faci asta pentru altcineva. Și e parte din procesul ăsta de autocunoaștere, a ne cunoaște pe noi mai bine, a ne înțelege și a ne accepta sau, mă rog, a lucra uneori la niște trăsături ale personalității noastre, dar cel puțin a empatiza cu lucrurile pe care noi înșine le facem, ne ajută foarte mult să putem face asta și cu ceilalți. Atâta timp cât rămânem în conflict cu noi înșine, va fi extrem de greu să empatizăm cu altcineva. Uite, asta e foarte important. Asta e foarte important pentru că se tot spune că avem nevoie să comunicăm bine cu noi, să rezonăm cu ceea ce suntem noi cu adevărat, ca să putem comunica și rezona cu cei din jurul nostru. Empatia începe cu noi înșine, cred. Foarte tare. Foarte tare. De ce crezi că bărbații totuși au o dificultate în a empatiza mai mult? Crezi că e reținerea aia că ar putea transmite faptul că e slăbiciune. O slăbiciune? Da, eu cred că presiunea societății asupra bărbaților este foarte mare și nevoia, ceea ce a generat în timp la ei această nevoie de a demonstra lucruri. De a demonstra că ei sunt puternici, de a demonstra că ei sunt foarte buni la toate, de a demonstra că ei sunt cei care pun pâinea pe masă, care generează siguranța familiei. Și atunci, presiunea asta fiind foarte mare, generează la ei o nevoie de a demonstra că ei sunt puternici. Ori societatea a evoluat. Forța unui om nu mai este dată, în opinia mea, de forța fizică, sau nici măcar de capacitatea de a rezolva lucruri, ci de forța mentală și de forța emoțională. Capacitatea ta de a-ți controla emoții, de a lua decizii corecte în situații dificile. Eu cred că genul ăsta de forță
nu întotdeauna e suficient dezvoltată la bărbați, și nu vreau să fiu în niciun caz critică la adresa lor, nu vreau să neapărat să creez categorii, dar cred că e destul de dificil pentru bărbați în societate, existând această presiune și așteptare de la ei să demonstreze, ceea ce îi determină să-și accentueze presiunea de a arăta extrem de puternici în exterior. Eu cred că vulnerabilitatea nu e un lucru rău și a accepta că suntem vulnerabili, a ne recunoaște dificultățile, indiferent că suntem bărbați sau femei, nu e un lucru rău. Iar de multe ori bărbații cred că nu empatizează suficient pentru că au impresia că asta ar fi un semn de slăbiciune, un fel de a lăsa garda jos și a accepta perspectiva celuilalt. Ori nu cred că e deloc așa. Eu cred contrariu, că ar fi un semn de mare forță atunci când cineva reușește să facă asta și să iasă din propriul lui orgoliu și propria lui personalitate tumultoasă. Crezi că sunt meserii în care empatia este absolut necesară, vitală? Da, cu siguranță în toate profesiile care au legătură cu consiliere, cu psihologie, cu psihoterapie, este foarte important să poți ieși din tiparul tău și să fii alături de cei pe care încerci să-i ghidezi. În educație nu cred că e suficient de multă empatie astăzi în educație. Nu cred că încercăm să înțelegem lumea prin ochii copilului și mai ales prin felul în care simte copilul lumea și viața, în așa fel încât să proiectăm servicii de educație în care ei să se simtă bine și simțindu-se bine să învețe. În toate domeniile serviciilor cred că empatia e importantă și nu o vedem. Vedem servicii foarte proaste, indiferent că vorbim de restaurante, hoteluri, eu știu, orice alte companii care dau serviciu și unde nu te simți binevenit. Și da, sigur, sunt și domenii în care poate empatia nu e neapărat o calitate. Eu știu, imaginez că un manager de risc la o bancă, dacă devine prea empatic cu clienții, ar putea să genereze un faliment. Empatic trebuie să fie omul din față, din front desk, nu neapărat cel care trebuie să uite pe niște cifre și să ia niște decizii neplăcute, dar sănătoase pentru respectiva organizație. Așa ca un remember la emisiunea anterioară în care vorbeai despre abilități, repetă și subliniază încă o dată de ce e atât de importantă empatia pentru ca viitorul care ne așteaptă să ne folosească, nu să devină un adversar pentru noi. Păi, principalul motiv e că ne îndreptăm spre o lume cu foarte multă tehnologie. Asta nu se mai poate schimba. Tendința este evidentă și este accelerată. Foarte multe din profesiile actuale vor fi înlocuite de roboți. Roboți care vor face lucrurile mai repede și chiar mai bine decât poate să le facă factorul uman. Asta va duce pe de-o parte la pierderea a foarte multe locuri de muncă și dar în același timp nașterea unor profesii care au la bază exact acele calități pe care robotul nu poate să le aibă. Iar empatia este una dintre ele. Așa că unul din motivele pentru care în lumea viitorului e foarte important să ne dezvoltăm abilitatea e că vom găsi în piața muncii multe profesii sau între profesiile care vor rămâne accesibile pentru oameni în piața muncii, vor fi acel tip de profesii unde este necesară empatia și evident robotul nu are. Un alt motiv pentru care empatia va fi importantă în lumea viitorului este faptul că această robotizare, această automatizare de proporții, ne va face ca pe parcursul unei zile de lucru să comunicăm foarte mult cu roboți. De la robotul, sunăm la bancă, ne răspunde robotul, o să mergem la un restaurant, o să plasăm o comandă pe un afișaj și o să ne-o dea robotul. O să mergem cu mașini care vor fi autonomous driving, fără șofer, dar robotizate. Trenuri care nu o să mai aibă factor uman. Asta va crește sentimentul de alienare al oamenilor. O să ne simțim destul de însingurați și o să avem o nevoie chiar mai mare decât astăzi să vorbim cu oameni și mai ales să simțim că cineva ne ascultă și ne înțelege. Pentru că genul ăsta de empatia nu o să putem simți de la robot. Și atunci asta va deveni un atribut, empatia va deveni un atribut cheie în lumea viitorului. Pentru că vom căuta în mod expres, vom merge să mâncăm într-un restaurant unde ne servesc oameni doar pentru prezența umană și pentru că o să simțim empatie. Dacă o să vină un chelner acru care o să ne întrebe ce vreți, aia o să facă robotul mai bine, chiar o să mimeze că e politicos, pentru că așa o să fie programat. Dar o să te duci să mănânci în restaurantul cu chelner om
plătind mai mult pentru asta, pentru că să vrei să fie drăguț cu tine, pentru că să vrei ca el să simtă dacă ai avut o zi proastă și să-ți spune ceva frumos, o să vrei să simtă dacă ești agitat și vrei să păstreze o anumită distanță sau să-ți lase câteva minute de timp să-ți rezolvi o problemă. O să ai nevoie ca cei cu care relaționezi în diverse tipuri de servicii ca oameni să aibă abilitatea asta de a te asculta și de a se pune în pantofii tăi. Empatia este o parte a inteligenței emoționale. Dacă ai putea, ce ai introduce în curriculum școlar, în curricula școlară? Inteligența emoțională ca și predare, ca și obiect de, sau empatia? Eu aș introduce toată inteligența emoțională în curricula școlară și implicit asta însemna și introducerea empatiei, pentru că inteligența emoțională are în principal 5 componente. Prima este autocunoașterea, capacitatea noastră de a ne înțelege pe noi și de a ne cunoaște. Asta e partea fundamentală, da. Și partea empatiei, nu? Da, da, empatia se leagă după aia de ea. A doua componentă a inteligenței emoționale este autocontrolul. Capacitatea noastră de a ne gestiona emoțiile, care nu înseamnă a le suprima, ci de a le lăsa să iasă în exterior cu dozajul corect. Sunt oameni care își exteriorizează prea mult furia sau, din potrivă, sunt oameni care nu își pot exterioriza sentimentele pozitive, da? Și nu ne dăm seama când se bucură. Manageri care nu zâmbesc niciodată și nu înseamnă că sunt oameni răi, dar au o problemă de control a emoțiilor și le cenzurează atunci când oamenii din jurul lor ar avea nevoie să vadă că ei se bucură. Așa, o a treia componentă a inteligenței emoționale este capacitatea de a ne automotiva, foarte importantă, pentru că nu întotdeauna avem la dispoziție în jurul nostru acei oameni care ne ridice moralul și atunci dacă noi ne dezvoltăm această capacitate de a ne ține singuri pe linia de plutire, chestia asta ne crește șansele de a fi stabil emoțional. Iar celălalt, și astea toate țin de componenta, îi se spune componenta interpersonală a inteligenței emoționale, iar cea de-a doua componentă e cea interpersonală, unde aici intervine empatia pe de-o parte, capacitatea mea de a simți ce simt ceilalți și de a fi acolo pentru ei, de a experimenta lumea prin simțurile lor, respectiv capacitatea de a construi relații. Deci eu cred că toate sunt foarte legate și de asta aș considera inteligența emoțională ca fundamentală, ca disciplină fundamentală pentru studiu în școli, mai ales că în dinamica profesiilor, dacă ne uităm, oamenii cei mai de succes nu sunt neapărat cei care au avut un IQ foarte ridicat, cei care au fost primii la școală, ci cei care au știut să construiască relații, să empatizeze, să genereze emoție pozitivă în jurul lor. Îți mulțumesc foarte mult, Adela, suntem la final de emisiune. Ca de obicei, informațiile au fost foarte utile. Tu ești o tipă foarte faină și empatică. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență. Cu siguranță ne vom mai întâlni, pentru că mai îmi vine mie vreo idee pe care să o discutăm, o idee de temă pe care să o mai discutăm altă dată. O să închei cu cuvintele lui Daniel Goleman, care este celebru prin acea carte a lui, da, Inteligența emoțională, care spune că empatia e tot o definiție care seamănă puțin cu cea de la început, dar este puțin mai adaptată la inteligența emoțională și el spune că empatia este conștientizarea sentimentelor, nevoilor și preocupărilor altora. Noi două vă dorim să fiți cât mai empatici posibil. Și dacă simțiți că nu sunteți suficienți, ia dezvoltați-vă puțin empatia. Vă mulțumesc că ați fost lângă noi în seara asta. Ne revedem săptămâna viitoare, joi, de la ora 8 la TV Arad. La revedere! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.